是啊，知道吗？Bine ați venit la Bogatul Show, o nouă ediție. Invitata acestei ediții este Luiza Dumitra, o tânără interpretă de muzică populară. Îți mulțumim că ai dat curs invitației și află acum alături de noi la sediul Dagmar DV. Bună seara și bine v-am găsit atât pe dumneavoastră cât și pe telespectatorii și ne urmăresc. Și mulțumesc pentru invitație, pentru că dacă nu mă chemați, n-am cum să ajung aici. Cu plăcere. Trebuie să zic și eu că este a doua oară când vin în calitate de coleg de emisiune. Sunt pe din afara muzicii folclorice sau nu, voi vedea pe foarte mult. Voi învăța. Voi învăța și sper să iasă o emisiune faină. Marius, zic prima întrebare. Luiza, de când ești pasionată de muzică în general și de muzică populară în particular? Prima dată am cântat la grădiniță, la Serbale. După care am făcut, n-am cântat, după care în anul 2005 am mers la ansamblul Ion Șervan din Ișanița, unde maestru Ionel Garofă m-a ascultat pentru a vedea dacă am talent în să cânt. Mi-a spus că trebuie să fac dansuri populare pentru a mi se forma un ritm și pentru că nu aveam tot ce era necesar pentru a cânta muzică populară. Am făcut un an de zile dansuri populare, după care în anul 2006 am mers în spectacole cu ansamblul Ion Șervan, unde am susținut diverse spectacole, festivaluri, am mers și peste hotare și în prezent fac același lucru. Deci, să înțeleg că pentru a cânta muzică folclorică trebuie să ai un ritm, să-ți dezvolți urechea muzicală, să simți ritmul melodiei și pe aia să cânti sau... Nu prea înțeleg. Da, pentru că și în muzică trebuie să ții un ritm, trebuie să ai o măsură și neștiind lucrurile acestea, trebuie să faci... Prin dansuri este cel mai ușor mod de a învăța să cânti. Deci, de a te ajuta și în ca să fac o mică glumă acum, dacă știi să dansezi bine și dansezi de foarte mult timp, până la urmă pot să cânt, păcat că n-am voce. Da. Marius? Bun. Deci, ești pasionat de muzică populară de foarte mult timp. Aș dori să îmi spui care sunt interpreții tăi preferați de muzică populară. Niculina Stoican, Mariana Nescu Pitănescu, Neda Soare. Și cam atât. Acestea sunt solistele care le îndrăgesc cel mai mult și care îmi plac. Și cu cine vrei să faci un duet? Cu Niculina Stoican. Dar fiind faptul că ai 18 ani, unde te vezi peste vreo 5 ani, 10 ani, sau ceva așa? Mi-aș dori să ajung acolo sus, dar cu ajutorul lui Dumnezeu nu pot să spun acum unde. După acolo să sunt dau seama. N-ai niciun vis la care să-l sperzi, n-ai niciun scop, adică fiecare om are un vis, o dorință să-și realizeze de muzică, să ajungi cât mai sus. Ce înseamnă pentru tine cât mai sus? Adică, ce înseamnă? Unde vrei să ajungi? Eu sunt foarte curios de fapt, sper să nu te sper. Să ajung să mă cunoască lumea mult mai bine, să fiu cunoscută, dar asta se face prin emisiuni și televiziuni și... Spectacole, da. Și trebuie să am și un profesor care să mă ajute să... Și momentan acum, am un profesor care să... Am avut până acum, dar acum am făcut puțină pauză, după care o să ne iau. Vine Bacul. Ce vei face în perioada Bacului? Vei lua iar o pauză pentru învățat sau vei face în paralel și muzica și... Eu o să încerc să le fac în paralel. Bine, Bacul să fie la anul, dar o să încerc să... Nu ar vrea să ne enunț la muzică, asta e niciun caz. Da, dar amândouă sunt consideră foarte importante. Adică cred că o să fie o dilemă, dar sper că vei reuși să le jonglezi. Da, și eu sper asta. Tu ce facultate vrei să urmezi? Ce profil? Eu sunt al liceul de artă Marin Sorescu din Craiova, la secția canto clasic și pian, fac pian în secundar, dar vreau să urmez facultatea de conservator. Tot, dar vreau la pedagogie muzicală, nu la canto. Te-ai gândit să începi
început să cânt și melodii de alt gen, adică de tipul, să zicem, latină sau R&B? Nu am încercat, dar nu știu. Poate. Eu ți-am ascultat câteva melodii pe YouTube, mi-a plăcut foarte mult vocea ta și pot spune că ai talent. Chiar vom posta în cadrul acestui articol câteva melodii de ale tale. Aș vrea să te întreb câte piese ai realizat până acum, câte sunt compoziții proprii, câte sunt compoziții realizate pentru tine și câte sunt cover-uri, ca să le zic așa. Eu am vreo 14 piese, dintre care două sunt ale mele, mi le-a compus doamna Rozica Petra, care sunt ale mele. Și iar celelalte sunt ale soliștilor care nu mai sunt printre noi. Cel mai mult cânt Maria Tănase, Maria Letărețu, cam vocea mea se aseamă, adică mă ajută. Sunt solistele care, după care eu aș putea să cânt, pot să cânt. Pentru că și asta contează, pentru că sunt unele soliste care cântă foarte sus și poate nu pot să ajung acolo, dar ele... Cât de mult muncești ca să... pentru o melodie, să zicem, câte ori pe zi și câte zile de săptămână, bineînțeles, să te ocupi de pasiunea ta? De muzică, să perfecționez sau să ajungi la un stadiu la care trebuie să cânti. Mă refer și la, aici și la voce. Sunt exerciții pentru voce, nu-i așa, care trebuie să le faci. Da, și ediția, atunci când iei o piesă, să spunem, trebuie să o iei cuvânt cu cuvânt, să o pronunți. De multe ori, așa, ca să zic ce poți să înveți, este ceea ce faci cu creionul în gură. Și să pronunți cuvântul până îl pronunți ca și cum l-ai... Sau de foarte bună. Foarte bună. Se pronunți mai bine cu ceva care să-ți provoace o figură. Da, ce mai mult creionul și da. Pronunți cuvântul respectiv. Cum ar fi mamă, 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 până se aude mamă. Da. După care iei un vers, să spunem, pronunți toate cuvintele, după care începi să-l cânti și se cunoaște diferența. Dar trebuie să... Crezi că muzica e pentru oricine sau trebuie să ai neapărat urechi muzicală și neapărat voce? Aoleu, asta da. Asta dacă n-ai voce, n-ai ce să faci. Multe persoane chiar mă întreabă și îmi spun că este ușoară muzica, dar nu este adevărat. Este foarte grea muzica. Să o cânti, să o interpretezi, să... Mai multe puncte de vedere. Trebuie să... De exemplu, eu fiind la liceul de artă, și cunosc notele, deja am început să le cunosc notele, și eu, ca să cânti o anumită melodie, trebuie să o cânti după partitură. Să o cânti după note, să fie melodia făcută bine, ritmul, măsura. Dacă nu le ai peste, nu poți face absolut nimic. Trebuie să respecti absolut tot. Da. Și muzica nu o poate cânta oricine, pentru că dacă nu ai voce și n-ai asta, măsura, ritmul, tonalitatea, nu ai ce să faci. Damian, hai, începe și tu să comentezi, deoarece eu între timp mă voi gândi la următoarea întrebare. Din punctul meu de vedere, cel care are voce și vrea să cânte, trebuie să-și învețe urechea, să asculte ritmul, să bată ritmul, tonalitatea și toate astea. Deci, cred că e necesar, pe lângă voce, să ai și ureche muzicală. Nu oricine poate să cânte, chiar dacă are voce. Am de exemplu, o cunoștință care are voce foarte faină, dar nu are urechea muzicală și cântă foarte. Nu simte ritmul, nu simte tonul ăla, bat în tobele, ritmul, nimic. Și cânte extraordinar de aiurea. Eu nu am voce, dar pot să spun că am un pic de ureche muzicală și, de exemplu, la mine acolo la... La mine acolo la No Limit, în serile de karaoke, sunt și MC și mă ocup de oameni și de obicei dau tonul cu DJ-ul respectiv, cu DJ Tony, dau tonul la melodii. La începutul karaoke și am melodia și când mai așa, el e cu microfonul aproape, mai așa, din umbră. Mai mamă, voce, el are vocea și facem un duet foarte interesant. Nu oricine poate să cânte și într-adevăr, vocea asta, muzica este foarte grea. Dar am o întrebare acum, chiar, care vine în cap. Poți să-ți modelezi vocea chiar dacă nu ai? Sunt, a,
referam. Sunt exerciții. Eu am auzit, de exemplu, dacă vei mănânci un ou crud dimineața, îți afectează vocea. Adică îți redă o altă voce, o sonorizare mai bună. Nu știu cum să zic, nu știu cum să mă refer. Am auzit și eu așa cu ou, da. Am încercat-o, dar a doua zi n-am mai putut să cânt. Mie nu mi-a des. Nu, mă referam la cei care nu au voce. Profesorii tăi ți-au spus ceva sau alți oameni pe care îi cunoști, metode de a-ți regresa vocea sau alții? Trebuie să lucrezi. Să lucrezi foarte mult. Să cânti, să cânti, să cânti, să cânti. Câte ori cânti? Foarte multe ori, deci depinde și ce trebuie. Nici mult, dacă cânti mult, după aia nu mai poți. Da, din care le obosești și n-ai ce să mai faci. Apare la lucite sau cum se pare? Am avut toată o perioadă de la lucite, bine, eram... Da, s-au întâmplat foarte multe cazuri în care au cântat, s-au forțat, după care n-au putut să mai cânte. De la karaoke a cântat de o melodie Ismaila și am cântat o cu atâta patimă și pasiune încât a dat din mai ala, bă, ce de ce vreau așa de... Puteți să te demi de ei mele. Eu și la muzică, atunci când cânt, fac o, deci când să zicem, un sfert de oră, după care 5 minute stau și mă gândesc vocea și vocile. Trebuie neapărat, pentru că, ca să zic așa, anatomia unei voci bune, trebuie întreținută, nu? Așa este, da. Eu sunt medic și pot să întorc puțin cu părerea în acest privință. Vă să întreb, care sunt artiștii preferați din alt domeniu decât muzica populară din România, dar și din afară? Ce zici despre Lady Gaga? Care e... Păi să spun că eu nu ascult genul acesta de muzică. N-ascult. De fapt, ești o excepție. Poate așa, că sunt în mașină și ascult la radio, dar așa în casă, eu nu ascult muzică populară. Da, atunci. Și numai muzică populară. Bine, eu am... Nici televizorul tot. Nici muzică populară. Wow! Și chiar ce poți să urmărești? Oltenia TV, 3TV, GTV, Etno Favorit. Cum acestea sunt posturile de muzică populară? Care în fiecare zi, la orice oră, muzică populară. Și chiar te-ai gândit și la altă muzică, alte genuri de muzică? Nu m-am gândit și... Wow, deci ești atât de tânără și ținând cont de faptul că tine e din România, din era asta în care trăim, ascultă ce ascultă. Da, multe persoane au zis asta, dar... Ești chiar excepție și sper să rămână la fel. Adică nu zic că muzica cealaltă e foarte proastă. Sunt și anumite lucruri care sunt foarte calme. Am melodii care, de exemplu, a fost concertul Roxette. Aveți de Roxette, nu? Da. Îți place cum cântă Roxette? Se spune așa. N-ai ascultat, nu știi despre ce. Nu prea mă privești de pe mine asta. M-a spus, nu ascult. Alte genuri de muzică, numai așa, când sunt undeva sau... Uite, o întrebare, mi-am gândit ca... La cheful, la zile de naștere, să spunem, când te duci, ce se ascultă? Înțelegi? Mai negru se ascultă sau? Mi-am așa că nu-i fie. Barman! Bumții, bumții, bumții! Înțelegi ceva să spun? Da, înțeleg. Dar eu când merg și fac programe, fac muzică populară și deocamdată nu am m-am apucat să cânt la anunții, să cânt să iau o nuntă întreagă. Merg și cânt câte un program pentru că... Câte piese de sunt? Păi nu, cam o oră cânt. Cam o oră. Dar intră vreo 20 de piese așa la un program. Și pentru că nu am vrut să mă duc să cânt, să mă forțez, pentru că vocea mea este în formare, nu s-a format încă și risc să o pierd pentru totdeauna. Care este vârsta la care poți să afirmi faptul că vocea ta s-a definit? Cam 24 de ani. Mamă, deci mai am zis un an să-mi definez vocea. Bine, eu am vocea definită de mult. Vreau să te întreb acum, când ai cântat în fața celui mai numeros public și unde? Am cântat alături de ansamblu Maria Tănase. Am lucrat cu maestrul Nicu Crețu o perioadă și cu ansamblu a fost cel mai mare. Unde ai cântat? La Teatrul Național, Teatrul Liric. Am mers și în țară, la București, Timișoara, Cluj, Sibiu. Ai zis acum ceva timp că ai fost și în afară. Unde ai fost?
Turcia și Moldova. În Turcia și Moldova. Și cum s-a făcut? Acolo am fost cu ansamblu Cervan, nu am cântat, am dansat. Am jucat. Pentru că cei din afară, nu ne cunoscând limba, nu știu pe ce spunem noi. Pe parte coreografică de dans. Cred că și aici e foarte dificil, nu? Așa să... Da, da. Trebuie să-ți placă în primul rând, că dacă nu-ți place și o faci... Și aici dat... poți să afli faptul că trebuie să ai ureche muzicală, să simți da. Muzica, că nu oricine poate să dansa. Păi după muzică, după ritm, pașii... după pași, după sunet. Păi și pașii se fac după ritm, deci. Și acolo trebuie. No, am văzut foarte multe persoane care dansau și nu vreau să par nesimțit sau ceva de genul, dar sunt unele persoane care chiar nu au ureche muzicală de rău, dar îi respect pentru faptul că încearcă să danseze și asta e ceva. Uite, și acum o întrebare, poți să-ți formezi urechea muzicală, până la urmă? Dacă nu ai ureche muzicală, poți să-ți o formezi? E asemenea, mi-a ți-a pus întrebarea cu vocea, până la urmă. Da, da, se poate, dar trebuie să... Chiar dansam, am avut copii care au venit și au dansat o perioadă și e ținut cam de două luni, după care i-a pus și ne a trebuit într-o schimbare. Unii pot, alții nu pot. Deci nu... Deci trebuie să ai și ureche muzicală. Trebuie să ai aici am zis că ureche. Păi sau auzi muzica, după muzică, după muzică dai și... dai și restul, după ureche muzicală. Ce poți să mai întreb pe tine? Deci la liceu dată Marisulescu, alături de foarte mulți alți copii talentați. Da. Faci și pian. Ce părere de pian? Îmi place foarte mult pianul mie. Știi să cânti bine la pian sau...? Eu la liceu am venit din clasa 9. Eu am fost aici la școala generală. După care în clasa 8-a, când am terminat clasa 8-a, am dat admitere, am dat examen pentru a intra la liceu, la cantul clasic și teoria muzicii. Și... nu am foarte multă performanță în pian, dar am dat examenul fiecare semestru, dar mă descurc să cânt, pentru că nu am învățat, am avut timp să învăț notele pe pian, să învăț octave, să învăț ce... Uite, încă o întrebare interesantă, zic eu. Ce părere ai de muzica autohtonă? Crezi că mare șanse acum, în timpul care trăim? Folclorul românesc mai are șanse să supraviețuiască, ținând cont că sunt tendințele acestea moderniste ce apar și din afara țării și... Eu zic, părerea mea este că muzica populară nu se va pierde niciodată. Sunt de acord cu tine pentru că muzica populară se ascultă întotdeauna la chefuri, da, nu, spre exemplu, asta este cel mai concret fapt. Toată lumea face nunta, sensuală, se mărită și de obicei muzica populară este caracteristică. De exemplu, am participat la o nuntă cândva când nu s-a pus muzica populară. Manele. Nu mai manele. Am vrut să plec de la nunta respectivă, credem. Deci, nu că nu-mi plac. Am avut și eu câteva nunți în București, unde sunt, deja în București nu prea mai sunt orchestre să meargă la nunți sau... De ce? La nunte e de preferat să nu mai dai bani pe o întreagă orchestră. De conținut, lungă. Și acolo când e orchestra, cel mai mult se cântă muzică populară și muzică ușoară se face un program de o oră, două maxim. Da. Mai mult nu. Dar cel puțin la noi, în zona noastră, în Oltenia, am observat că la noi muzica populară, domina. Dacă nu este la nuntă, nu e atmosferă. Da. Dar tinerii din ziua de azi, cu excepții foarte importante, cum ai zis și tu, ascultă în mare parte în muzică house și cei mai mulți se ascultă și manele. Da. Cum pot fi tinerii educați? Cum i-ai educat pe tinerii să asculte și muzică populară? Ai face un program școlar, să zicem, o programă care să-i îndemne, care să-i aducă pe calea ascultării de muzică populară? Cel puțin consider că prin manele nu învață nimic. Nimic. Adică te învață că trebuie să aduci bani, trebuie să ai bani și... Da. Cam asta. Dar fără aduci bani, fără aduci bani, nu faci nimic. Legat de acest subiect, mai știu care programare este mult mai simplu pentru oameni să înțeleagă manele, pentru că nu vorbesc
vorbesc mai de nimic decât de ceea ce se vede cu ochii în viața de zi cu zi, dar când muzica folclorică, autohtonă, românească, muzica populară, vorbește de ceva mult mai profund, așa, și mai profund, de exemplu. Mai din sufletul omului, mai din sufletul omului, care, nu știu, simte și trăiește altfel decât cel care e mai simplu acum să spui, a, bani și mașină, pe toată lumea știu, să luăm bani și mașini, trebuie și dușman sau eu știu ce, înțelegi ce vreau să spun așa? Așa. Ție... Dacă iei, să iei țara așa, să mergi, să faci ca un sondaj de opinie, majoritatea, eu consider că vreo 80% ascultă manele și... Păi bun, și hai să spunem, din ăștia 80%, cam cum îi poți defini pe categorii de vârstă? Câți din ăștia 80%, bă, cu tare sunt tineri și câți? Eu cred că predomină foarte mult ăștia mai în vârstă, de trecut de 27 de ani, zic eu. Rar mai găsești, ca și vârstă, rar mai găsești tineri care să ascultă muzică populară, să știi. Da, păi asta chiar sunt... Și singurul loc în care se mai ascultă, zic eu, și sunt cam toate tipurile de oameni, toate categoriile, sunt munțile. Da, da. Dar da. Cum ai spus și tu, în București deja sunt doar DJ. Și nu știu dacă DJ-ul... Dar DJ-ul pune și muzică populară sau nu? Da, pune. Păi am mers la câteva anunți și... Și în emisiune. Am făcut program și... Da. Am dat după negative. Da, deci și asta o variantă. Bine, acolo pune câteva minute muzică ușoară. Da. Mai mult tineri sunt muzica ușoară. Ce de vârsta a doua și mai... În vârstă, ascultă muzică populară. Și după aia, hai stop, că v-ați zis la prea mic, hai să trecem la așa. Și tot așa. Asta, așa. Care sunt cele mai importante melodii din cele 14 pe care le-ai până acum? Care crezi tu că poți să spui la cei care nu se uită acum? Că cea mai importantă melodie a ta, care îți face cea mai mare plăcere să o cânti din cele 14? Păi, prima mea melodie cu care am debutat eu pe scenă a fost și o pornitor din la coasă și aia va rămâne pentru mine. Aia va rămâne pentru tine, cea care îți face cel mai mult. Da. Ce pot să mai zic? Poți să mai zic eu? Nu știu, tine, ce muzică populară din Craiova și din Oltenia, deși nu și din România, care dintre ei crezi că sunt cei mai talentați? Eu am fost la ansamblu Maria Tănase și toți de acolo sunt foarte talentați, în special la ansamblu. Sunt soliști care știu muzică, adică au o facultate și știu ce înseamnă aceea muzică. Pentru că acum, în zilele noastre, toată lumea cântă muzică, dacă e așa și... Da, după ce prelucrată pe calcată, mă duc acolo și îmi scoatez următorul... Da, o voce și... Când i-a spus din butoane ce se întâmplă, când i-a spus după aia zici că... Da, și așa se întâmplă și cu foarte multe melodii popcorn, ca să zic, și cum este unul, românești de dance, bine, cu câteva excepții foarte importante, artiștii chiar joacă multă acuzie vocală așa cum ar trebui, sunt foarte preocupări de voce pe calculator. Da, dar nu asta se întâmplă. Și la noi. Dar nu atât de mult, mă gândesc. Ba da, se întâmplă și la noi. Am avut ocazii să pun neoscați pe doamne, adică știm cum cântă și când i-am auzit la televizor, am zis că mi este adevărat ce văd. Chiar, hai, dar tot am ajuns la televizor, dar vreau să te întreb ce părere despre Fernandu de la Caransebe și nu știu dacă o fie despre acest personaj. Am mai auzit. Eu știu de că de la Vimișine am pune mea, nu știu. Un personaj. Dar este foarte ghinionat acea emisiune. Da, da. De acolo este foarte. Și toată lumea în... Dar eu au vizit mai nușu și... Da. Sunt tot felul de oameni care cred că au o voce extraordinară, când de fapt... Sunt paralele. Chiar ți-ar plăcea să faci un duet cu un tânăr artist... Cu un tânăr artist care să aibă o voce foarte bună. Să realizezi o melodie, să zicem, de muzică populară, dar care s-ar prinde și la public. Ce crezi, s-ar prinde? Un duet? Da, dar să ai lângă tine un solist care să fie și ceva cunoscut. Pentru că așa m-aș ridica și eu. Aaaa, bineînțeles.
Când și... așa, dacă poți să-mi dai orice. Mai mult de 1000 de metri. Foarte puțin. Foarte, foarte puțin. Și îți omor vocea, pentru că, mai ales la repetiții, repezi de nebunești. Repezi, că când ți-o dată nu-ți iasă nu știu ce. Când ți-o dată nu iasă la orchestră, după aia nu știu ce, nu mai ai și tot așa. Și la spectacole te duci, ești obligat, având un contract cu ei și tot 1000 de lei. Și este un salariu de foarte mic. Dar, de obicei, soliștii din ziua de astăzi, prin nunți, își scot bani. De obicei se câștigă foarte bine la nunți. Ok, bine. Acum... Având o formație să câștigă bani. Da. Că de obicei o formație de muzică populară ia 50, 60, 70 de milioane, dar... solistul ia în mare parte, pentru că el e... Ce puțin? 50%, nu? Să zicem. 50%, nu? Să zicem, 35%, așa. Dar, ia. Okay. Da. Plus șubucul care se împarte, de obicei, și... Chiar. S-a întâmplat să aduce câteodată nuntașii cu bani, așa? Da. Am avut ocazia. Se face mitrarea cu bani și... Pentru că tare n-aș mare, cu bani și aruncă. Oricum. Chiar acum vreau să revin la începutul emisiunii, ce am spus că suntem în cinta unei școli, Dagmar DB, care predă și muzică, și lecții de canto sau și de muzică populară. Ce părere despre astfel de școală? Cât de utilă este astfel de școală în contextul în care tot mai mulți tineri talentați ajung să își pierdarele să se ocupe de alte joburi care poate nu le sunt pe plac sau nu vor reuși. Vă dați seama, este foarte important o școală, având un profesor care să ajute tinerii în ziua de astăzi, pentru că unii chiar au talent și nu are cine să-i ajute, pur și simplu. Dar mai dacă este și școala Danmar, care poate ajuta tinerii. Și există oameni pentru a-i ajuta să cânte. Bine, eu zic că școala Dagmar este ideală pentru cine vrea să se perfecționeze mai mult. Adică există liceul Marlin, să rescuta, există și facultatea. Iar școala aceasta e ceva în plus care să te departajeze față de ceilalți, să fie un beneficiu. Să te ajute. Asta așa e. Marius, ce zici? Aș putea să-mi trebuie rezoluția. Am fost, să știi, am făcut parte din corul școlii generale, când eram mai mic, dar după aceea a venit adolescența și mi-a schimbat vocea și nu mai am voce. Dar eu cânt, ca la Mega, să eu cânt peste tot, și în baie. Chiar, Luiza, am fost, de ce crezi tu că la emisiune de tipul România au talent? Sau cum va veni X Factor? Nu prea sunt mulți interpreți de muzică populară, de ce crezi asta? Tu te duci chiar, te duci X Factor. 11 iunie va fi preselecția București, ce părere? Sincer să fiu, nu. Mie nici la concursuri nu-mi place să mă duc pentru că se fac aranjamente. Și ca să mă duc să câștig, să îi dau premiul la juriu, să mă aleg cu o diplomă, mi se pare ceva... Păi da, și de obicei, în zilele noastre, asta se practică. Mergi la un concurs, vrei să iei premiul întâi, este, premiul întâi se spune că este de 25 de milioane, te duci la juriu să ai... ca să zic bile, să vorbești și le spui, vă dau premiu și eu mă lucru din prima, da, la premiul întâi. Și când îi auzi pe șină, am niște voci de... Păi, dar stai așa, că pierzi ceva aici din vedere, este vizibilitatea pe care o ai tu ca artist. Da. Atunci când te duci la preselecție, vei fi arătată la televizor, chiar dacă nu câștigi sau nu știu, măcar ai vizibilitate. De exemplu, băiatul ăla de la România au talent, care Justin. A avut, este foarte cunoscut acum și cred că are mai mari șanse, chiar dacă nu a câștigat, are mai mari șanse de a face ceva și de a câștiga bani. Aici pierzi dacă nu te duci și acum nu e ca un sfat ăsta. Ai vizibilitate, înțelegi? Ești promovat. Și eu dacă la televizor e ceva, să știi. Că ești cunoscut de public și de... Nu, eu nu mă refeream la emisiunea... Lăsam la o parte asta cu România au talent. Eu la concursul de folclor mă refeream. Da. Dar vă asigur că peste tot sunt aranjamente. Poate în România. Este
foarte... E păcat. Nu este bine, da. Pentru că... Foarte multe talente se pierd în felul ăsta. Eu da. Nu m-aș optic așa să... Păi normal că te oftici. Când vezi că ia unul care n-are nicio legătură cu muzica, nici nu ține să mai mergi, să mai cânt și să mai... De exemplu, s-a întâmplat în liceu cum am dus la un concurs de informatică la Dobrogea și... Măi, să știi că am făcut. Deci chiar făcusem totul și eram sigur că iau locul întâi. Și cu stupare am aflat rezultatele și primul de a fost luat de cineva care nici măcar n-a fost prezent în sală. Și am zis, poftim? Există fantome că ăsta nu știu cum a reușit să iau locul întâi. Înțelegi că asta a fost chiar de tot și am zis atunci. Nu mai particip la niciun concurs, că asemenea măgării în halul ăsta n-am mai văzut și... Mai am chef, e foarte mare dezamăgirea. Înveți, te zbați, e sigur că e locul tine și după aia pentru că, bă, stai așa, te l-a luat acela care... Da. N-are niciun... De obicei mi s-a întâmplat în concursul să merg și să spună colegii cu care conflezi, să spună, fai, ar trebui să fie frică de mine, că eu o să iau și mai și spun. Păi bună. Păi da, cum? Copii se duc, dau banii la șuriu și ale pădică, mă, și pentru ei dar e ceva. Dar aici este și, zic eu, că e și mentalitatea voastră. Nu înregistrați, nu faceți ceva ca să scăpați de acest lucru, dacă s-ar înregistra cu cineva ce, băi, am dat bani pe tare, să nu știu ce. Și ați dat tot un preț, să crezi că s-ar mai face, s-ar face mare da, bani, da? Face. Dacă fiecare ar lua... Dar nu are nimeni curaj să spună. Dar vine de bine și românul nu are curaj. Deci poate că cunosc foarte multe persoane în acest lucru, dar nimeni nu are curaj să meargă să spună, uite ce s-a făcut acolo și ce s-a... Că odată poate că îi sperii și poate nu mai fac. Așa e peste tot și la festivalul e mai de muzică ușoară sau de... Da, deci peste tot se fac aranjamente. Deci dacă se ia o acțiune, se face ceva împotriva acestui lucru, crede-mă, lucrurile vor sta altfel. Da, se va schimba. Dar asta e problema pentru că voi, tineri și noi, că și eu sunt tânăr, nu are curajul să facă ceva. Adică nu-i place, bă, nu-i corect, vede ce se întâmplă și faptul că nu e corect ce se întâmplă, dar nu face nimic, că nu ia nicio... măsură împotriva acestui lucru și stă așa, zice, lasă-vă că dacă o să soară. Asta e, se mai întâmplă, zice, sau lasă-vă că merge așa, sau ceva de genul. Da. Asta e problema, nu trebuie popor român, că nu are curajul să facă ceva. Dar hai că devine de la subiect. Și eu spun să mai adresez câteva întrebări și să încheiem emisiunea. Vreau să te întreb dacă tu ești activă pe rețelele sociale, dacă e un site, dacă e un blog. Messenger, Facebook, Twitter, mă, am mai zic de Messenger și am câteva postări pe Trilu Lilu și YouTube, da. Să știi că și promovarea pe care ți-o dorești și să fii cunoscută de foarte mulți oameni se poate face și pe rețele sociale, nu neapărat pe site, pe Facebook, de exemplu, pe YouTube, pe Facebook, pe Twitter. Bine, eu consider mai puțin Twitter, mai mult Facebook. Facebook este ceva mai profesional. Twitter este adresat unei anumite categorii de persoane care, să zicem, cei interesați acolo de exclusiv de online, de Facebook-ul tuturor. Facebook este pentru toate categoriile de vârste și pentru toate categoriile de oameni. Ar trebui să te gândești să-ți faci un cont de Facebook. De film și ca titlu de artistă și cu postările, cu melodiile tale și cu toate astea și așa vei fi cunoscută de mai mulți oameni, să știi. Da, știi. Asta e un prim pas, să știi. În care poți să obții ceea ce dorești să fii mai cunoscut. În concluzie, Marius, muzica populară este o gândă, trebuie să fie din ce în ce mai promovată și noi vom începe. Face parte din istoria României, din istoria României. Și va face în continuare. Va rămâne pentru că întotdeauna va exista o mică parte din popor care își va aduce aminte și de muzica populară. Îți mulțumim, Iza, pentru prezența în emisiunea și dorim să faci o scurtă concluzie a ceea ce am discutat. Cum te-ai simțit emoții? Mi s-a părut? Nu, am avut emoții. A fost o discuție deschisă. Încet deschisă. Lucru care poate că pentru unele persoane a fost o învățătură și... Un om ca chiar. Da. Ar trebui să te obișnuiești cu asta în fața camerelor, bine, acum am o cameră digitală, dar pe parcurs, pe viitor, sunt sigur că ai apărat la toate multe emisiuni și atunci o să-i... Da, păi am mai fost, nu mă este prima. Poți să-mi spui la ce emisiune ai fost minunțe. Păi am fost și la favorit, la seara favorită, la domnul Nelu Șerman, la Târgu Oltenia.
la filmări, am fost la DTV, la Oltenia TV, acum și la GTV, am fost și în emisiune la GTV la doamna Victorița Cică, am fost și pe la TVS, în emisiuni. Deci pe plan local, deci cum spun. Da. Asta e cel mai important. Pot să fac și un anunț? Da. Lansez o nouă idee pentru blogger din Craiova, pentru comunitatea online din Craiova, de fapt. Propun ca într-o miercuri să veniți la o cafea, să discutăm liber, la un suc, la o bere, despre orice se întâmplă, în fiecare săptămână de miercuri. Ce zici, Marius? Te faci? Cred că ce sâmbătă ar fi ceva mai bine. Sâmbătă, dar sâmbătă, ba, sâmbătă asta avem Craiova Forum în ziua lor de 7 ani de zile, le urăm la mulți ani o dată. Bine, poate sâmbătă, ești cea miercuri din tine, așa se poate, după școală, după, eu știu, foarte mulți bloggeri sunt foarte tineri. Oricum, rămâne la o stare de inițiativă decât, așteptăm și părerile voastre. Nu e inițiativă foarte bună? Să ne cunoaștem, să începem să ne cunoaștem mai bine, să încheiem o relație, așa, de prietenie, pentru că asta trebuie unei comunități bine definite și un sfat de la Chinezul care m-a fost dat mai mult ar fi următoarea chestie. Băi, trebuie să ne cunoaștem. Pentru că o comunitate închegată bine este foarte bine pentru afaceri, pentru a atrage mai multe proiecte, zic eu. Așa că asta e părerea voastră. Marius? Îți mulțumim din nou, Miza, pentru vacilare în fine. Și așteptăm părerile voastre și te vorbim invita, bineînțeles, pe de curând, la o nouă emisiune, Blogatul Radio TV sau Blogatul Show.